Atlantia viver, Atlantia vincere, Atlantia victor. Atlantia vivere, Agartha vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere. Sfântul meu popor Atlant, vedeți că sunt neras. Am murit în interiorul meu. Vreau să vă fac astăzi un film despre moarte. Mi s-a cerut de către domnișoara Adela Nicoară de la TIFF să fac un film de o jumătate de oră pentru TIFF scurt. De asemenea, știu că trebuie să fac un film pentru Federația Română de Tenis, pentru echipa română de tenis feminin care a pierdut cu Germania, să le explic de ce au pierdut, de ce Monica Niculescu tot timpul pierde pe final de meci, pentru că nu a murit încă pe teren, de ce sora mea Artemis sau Simona Halep câștigă, pentru că știe uneori când să moară pe teren, dar să nu se predea. Și am mai fost întrebat care este diferența dintre noi, dintre zei și oameni. Oamenii sunt zei muritori, zeii sunt oameni nemuritori. Aș putea probabil să-mi aduc aminte toate viețile mele trecute, dar nu asta este scopul. Știu că Dragonita, aceea cu 7 capete, 5 de femele, 2 de mascul, Micaela din Agartha, și-a dat seama de faptul că eu am mai multe Artemis. Și vrea să le lichideze pe toate, să mă lase singur. Probabil mă iubește foarte mult. De ce sunt așa de fericit? Probabil o să credeți că sunt iarăși nebun. O să fac un singur film care o să-l trimit la toată lumea, în care o să povestesc și despre cei care lucrează o singură zi în România, de la MCCI, TSP, NCD, care a fost un program pentru startup-uri de 10.000 de euro anul trecut. Nu se mai organizează pentru că spionii vor să mă lasă pe mine fără finanțare europeană. Toate fondurile s-au dus. O lună pentru fiecare tip de program din 2008 până în 2016. S-au pierdut 23 de miliarde de euro. S-au cheltuit 20 de miliarde. Probabil jumătate trebuie să fie dați înapoi pentru că mulți s-au furat, s-au dat pe contracte de astea de corupție și așa mai departe. Aia de la BCCI, nu știu cum, lucrează o singură zi pe an, într-o singură zi, aprobă tot, au salariu de 14.000 de euro pe lună, nu contează, 14.000 de lei, nu cred că nu mai țin minte exact. Nu asta contează. Ce contează este că eu sunt macedonean. Astăzi am văzut un film, de fapt un clip foarte frumos, cu o fată care nu era rujată, nu era sulemenită, cum se zice, într-un clip. Am căutat imnul Macedoniei, până la urmă tot ascultând diverse imnuri, am dat peste ea și avea o figură de-asta de dragon, avea un bot de-asta de dragon, de dragoniță. Na, culoarea pielii între alb și roșu, așa, între rasa brună și rasa albă. Dar spunea niște chestii foarte frumoase acolo. Pentru că mi-am adus aminte de o fată care era într-un magazin. Era un magazin grecesc, Cosmote, m-am dus să-mi cumpăr o cartelă de telefon și era o fată cu părul roșu, roșcată, cu o coadă lungă la spate. Acum vreo 2-3 ani și am întrebat-o, trăiește oare Elada, în zile când am spus că mă cheamă Lucian Ilea și sunt rudă cu Marele Nea și mai Marele Asun. Nu i-a spus că sunt rege al cetățiarcos și mi-a spus nu, Macedonia trăiește mie și am vrut să-i aduc o floare. Dar ea fusese vândută, fusese promisă de către tatăl ei, unui alt bărbat înaintea mea și după aceea a dispărut de acolo, n-am mai lucrat la magazin, am pierdut. Bun, de ce tot râd? Probabil o să credeți că sunt nebun. Este pentru că eu am stat în această bătălie. În Macedonia trebuie eroi. Este ca și cântecul al lui Bonnie Tyler. I need a hero. Where are all the gods and all the men? Where is Hercules riding? Are nevoie de un cavaler alb, nu știu ce, pe un cal alb. E trezit, chestii trezit. Ideea este că eu fiind chinuit așa de mult de spion și fiind ținut în starea asta de sărăcie perpetuă, după ce am lucrat pe cele 7 site-uri ale mele, Atlantia Online, Democrație Virtuală, com, Democrație Atlanta, org, Virtual Democracy, org, IHL Data.com, IHL Space și eWorld Sign, unde sunt niște poze foarte frumoase. Am ajuns acum la concluzia că nu o să pot plăti 500 de dolari până în 27, pe o lună următoare și mi-am făcut backup-uri, m-am consolat cu ideea că o să-mi pierd site-urile. Am cerut bani în toată lumea, de la toată lumea, dar ok. Și o să spuneți că n-am respectat zei, dar i-am respectat pentru că am întrebat înainte. Da, le-am dat 3 zile fiecare. Ok. Ceea ce vreau astăzi să spun, că sunt un pic așa mai obosit și mai dezlânat, este că Spilu
este să mori atunci când vrei să mori, nu când te face teș dușman. Și pe terenul de tenis vine unul sau una și tot îți dă și îți dă și îți dă și te face teș și te face să disperi și te chină și plângi. Dar nu trebuie să lași să te facă teș, trebuie să mori înăuntru tău înainte, să te sinucizi. Și în momentul în care te sinucizi, fără să te sinucide fizic, este un moment minunat. Pentru că nu mai există îndoială, nu mai există frică, ți intră tot, ți intră toate loviturile, toate strategiile tale sunt geniale pentru că asculți de vocea ta interioară, da? Care îți spune o grămadă de chestii frumoase. Am ascultat de vocea mea interioară și când a venit Simona Halep și la meciul cu Cehia și cu German, n-am avut 2 milioane sau 5 milioane sau 10 milioane să dau pe bilet. Tot au crescut peste că vine ea, că nu vine ea cu meciul cu Cehia și m-am dus atunci. De la am putut intra, că nu m-au lăsat ăștia. Ei, fântâna aia din centrul Clujului, unde e Apollo și Artemis. Artemis stând așa un pic lângă Apollo, cu, în gen, nu, într-un fel, Google-i cu câinele, da? Și o altă poziție în care ea, așa, no, și, sau e Afrodita, poate, Afrodita Lilith din Anglia. Și ce vreau să spun e că de fiecare dată am simțit energia surorii mele Artemis. Ca să fiu mai clar, să fiu mai sigur, am trecut seara când ăștia se îmbarcau după 1-4 cu Germania, am trecut pe lângă autocarul, da, unde erau fetele, ok. Ca să simt mai bine energia, să fac o schimbare de asta de săbii energetice. Știu de ce pierde Monica Niculescu pe final de meci, că nu știe să moară ea, mă rog, al doilea meu dragon sau al treilea, Ramona sau Elena, la mamă, man, uite aici, a, ok. M-am unit cu 6 dragoni în viața asta. Sunt cavaler, sunt mar, sunt cavalerul legendar Hanemar, cavaler al dragonului legendar Iskander Verkek, care e pasărea Vermilion, asta blondă, adică, nu, cel mai mare dragon auriu. După aceea mare dragon auriu Ram, după aceea vine Betty, care are 4 picioare, Mostătoa la 6 ani, după aceea vine Ramona, Sorina, Mamanu, după aceea vine Dacia, tot dragon auriu, că ăștia cu triunghiul, 3 triunghiuri, după aceea vine cu cercul ăsta, Iodet, după aceea vine cu 2 munți, îl mai am pe ăsta, pe Alex Marina, și pe partea asta, la altă, am cu o pentagramă frumoasă, îi, cine e dragonul ăsta, cu 5 capete, se poate cu un singur cap. Că Dacia și ăsta Alex erau cu 2 capete, Diana Verdeș. Sau Vereș, că nu mai știu exact cum o chea. Una e verde și alta e Vereș. Da, deci poate este prea puțin pentru un film, pentru TIF. Deci coroana nu-mi stă chiar bine pe cap. Dar sunt fericit, nu mai am niciun fel de îndoială acum. Da, probabil că o să mor de foame în curând, nu știu ce o să se întâmple. O să încerc asta, să mă duc pe la banca transferană, acolo m-am îndrăgostit de o fată roșcată, așa. Ăștia se spune în cartea aia dragonilor pe care am primit-o, în care sunt și o grămadă de prostii, că se spune că luna e coș de gunoi și că munții Carpați seamănă cu un dragon și antropomorfism, dragonia, și că planeta s-a fost creată de dragon, dar se mai spune și că ăștia cu părul roșu au fost metisați, rasa roșie cu rasa albă, și cu părul galben, ca și mine, au fost pentru că eu m-am născut blond și după aceea, din cauza soarelui, mi s-a întunecat culoarea părului. Suntem metisați între rasa albă și rasa galbenă și ne numim Atsan. Probabil de aceea sunt și eu și conducător în Republica Satka sau Imperiul Satka, care ocupă cea mai mare parte a Siberiei, eu fiind și țara Rusiei și rege al cetății Argosului, care este capitala Macedoniei, pentru că taimă s-o retras după crimele ce l-au făcut, după cei 7 oameni pe care i-au omorât în Cluj și pentru care eu s-am fost chinuit atât de mult timp. În fine, nu vreau să spun cuvinte dure astăzi. Am văzut că Simona Halep a căzut până pe locul 6. De ce a căzut? Pentru că ea, fiind o dragoniță cu 4 ori, 4 picioare din Agarta,
ăștia la, nu știu, se poartă, fiind gen de dus, se poartă mult prea dur cu ea, în sensul că tot era înjurată pe diverse forumuri, pe GSP, ROP, pe Hot News, pe așa. Parte, pe când și alte fete, astea români, ce conzate, tot hai să urce cât mai mult. Și, bine, mă rog, asta s-a întâmplat și cu mine, dar eu, deși sunt jumătate macedonian și jumătate rus, pentru că familia Țărmure, Țar Mure, suntem țara Rusiei, suntem din familia Romanov, cu toate astea nu sunt străini de voi. Noi suntem daci, dacă vă uitați, limba a română este o limbă dacică și noi nu am fost afectați de blestemul de care sunteți voi afectați de 7000 de ani, motiv pentru care eu trebuie acum să vin și să stau 7000 de zile pentru voi să ajung din nou la Duhul Sfânt, da? Statueta asta o am în testul carte din 12 ianuarie 2013, sau mai precis din 16 ianuarie, când a fost ziua mea 2013, când am plinit 34 de ani. Acum 3 ani de zile, 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile. De fapt, 3 săptămâni și mai trebuie să mai aștept 13 zile, așa. Că am stat 29 de cicluri în testul Agarte. Vă spun și care sunt ciclurile. Peste crearea Dumnezeu spre nemanifestat, trecem că Dumnezeu spre nemanifestat, avem crearea naturii nemanifestate, a Duhului Sfânt, a cărteselor non-create, a Dumnezeului creat, a luminii, spiritului, conștiinței, eticii, universului, elementarilor, mineralelor, celulelor, plantelor, animalelor, migrați pe pământ sau animale care nasc cu vii cu sânge cald, după aceea avem vederea culor sau mai multe, după aceea societatea în junglă sau ăștia lupii, după aceea avem primitism, sclavagism, medievalism, etică, conștiință, spirit, lumină, natura creată, Dumnezeu creat, calități creată, Duhul Sfânt, natura nemanifestată. Iată. Am stat 29 de cicluri, cel puțin dacă considerăm 19 aprilie ca fiind începutul testului și am ajuns fiind ciclul de 37,7189 zile sau 37,76 sau 37,78, la toate merge bine. Am ajuns, iată, la completudinea naturii nemanifestate. Ce înseamnă că sunt influențat de Dumnezeu Suprem, de natura nemanifestată, de Duhul Sfânt, de calitățile nocrate, de Dumnezeu creat, lumină, spirit, conștiință. Da. Opt întotdeauna mergând în jos. E bine să cunoști chestiile astea. Eu am stat mult timp pe calendarul maia și pe alte chestii. Acum, fiind președintele Atlantidei, numai în alba, trebuie să mă îmbrac, dar nu am bani și iau izmene albe, ciorape albe, patope jumătate alb și un maieu alb, da? Și ghiloțe albe. Așa. Și da, trebuie să fiu recunoscutor și pentru Alex Mălinaș, care mi-a dat pantalonii în spatele meu. Da. Par un pic cam bătrân astăzi, așa-i? Zeii nu sunt niciodată bătrâni. Îmi aduc aminte când eram copil și a fost spânzurată o fată, ăștia credeau despre ea că e sora mea Artemis. Ea era din rasa roșie. Și na, prima dată ea s-a angajat într-un duel verbal cu mine, ăștia vreau sau pe mine sau pe ea să ne omoare. I-au tăiat fetele coada, că spuneau că nu merită să poartă coadă și au aruncat-o pe râu. După aceea au spus să stea niște calfel, fie arsă pe râu, o spânzurat-o, fața mea, dar stătea Dacia, al treilea meu dragon, care și ea este din rasa roșie și ea este lemuriană. Firul alb și firul roșu, Apollo și Artemis, da, de 1 martie. Mi-au spus că ea să trăiesc sufere 20 de ani și eu 20 de ani o să iau să fie arsă pe râu pentru că maică, sau chestii prostii, alea o să fie necate, fetele, chestii de genul ăsta mi-au spus. S-a adeverit mai puțin, da. Oricum, ca să răspund nobililor din Cluj, tot ceea ce credeți voi este o prostie. Adică nu este în concordanță cu realitatea. Este în concordanță cu realitatea că taică meu, după ce ăla i-a tăiat gâtul lui Camelia, i-a tăiat gâtul lui, și este în concordanță cu realitatea că taică meu o decapitat-o pe maică, care era dragon cu două capete, dar și pentru asta voi mă chinuiți până la 40 de ani, mă lăsați să mă duc la doctor, dar nu este în concordanță cu realitatea, totul este fals ce s-a întâmplat între mine și Dacia. Faptul că ea o chema niște băieți pe Presecan și pe Târziu Lucian să mă bat, să mă chinuiască când eram copil și mergeam la școală, motiv pentru care voi ați chinuit-o în azi să se ducă la doctor între 1988 și 2008, 20 de ani, a fost o făcătură ordinară. A fost o făcătură, nu neapărat o făcătură zeiască.
acest lucru s-a întâmplat pentru că ea a dorit nu să-mi dea mie o lecție, ci să se pună pe ea în situația de a fi chinuită 20 de ani. Apoi, când acel timp a început să se scurgă, în 2007, când m-a invitat la București, de acolo ea m-a chinuit pe mine suficient ca eu, după aceea, să mă duc la ea cu o sabie de jucărie și să vă fac pe voi să vă întoarceți împotriva mea și să-i dați ei toate excursiile de care eu n-am avut parte și mai departe. Și eu am rămas în Cluj. De ce am rămas în Cluj? Și asta este tot o făcătură, de fapt. Eu am rămas în Cluj, m-am dus în străinătate, sigur și din motiv că n-am avut bani și nu m-ați lăsat voi să plec, dar voi nu m-ați lăsat să plec. Motivul principal al familiei Severeanu este că Dacia nu a vrut ca eu să fiu omorât sau s-au băgat la pușcărie de către spionii din alte țări pentru munca de 19 ani pe care am făcut-o eu pentru voi, nu? Că eu am făcut o muncă, eu v-am trimis 43.000 de mail-uri, am făcut 500 de filme pe YouTube. Aceste filme, în mod normal, provoacă mânia acelor criminali, iluminați, francmasoni, la templier și așa mai departe. Templier în Europa, iluminați în America. Aici, de bine, de rău, sunt protejat în țară, la Cluj, aici e centrul serviciilor secrete, da? Deci totul este cu un rost. Un rost divin, puteți să-i spuneți, sau un rost nedivin, are nicio importanță. Pentru că eu, până la urmă, astăzi o voi chema pe sora mea, Artemis. Eu sunt vocea apei care vorbește glas de tunet până ce spare stânca și te chem pe tine, divin Artemis, Simona Halep, să conduci rasa albă, rasa roșie, Atlantia și Lemuria 6 ani, 9 și 12 zile sau 13 ani, 26 ani, 5-20 zile, depinde dacă vrei să ai sau nu copii. Așa. Și ea crede că, deci tu crezi, sau ea crede că este Minerva, care este zeița înțelepciunii. Dar Minerva este, pe de altă parte, un alt nume, un nume roman pentru Artemis. Artemis este un nume grec. Tot așa cum Apollo și Saturn sunt același zeu. Saturn este un zeu al înțelepciunii și romanii își denumeau zei după planete, da? Minerva este planeta Venus, care este întâmplător și zeița dragostei, da? Deci toate lucrurile cad în aceeași matcă. Iluminații au distrus turnurile gemene care ne închipuie pe noi, pe Apollo și Artemis, în 11 septembrie 2001, ca să demonstreze lumii că de acum înainte nu mai este zei și ei sunt grozavi și ei sunt zei și așa mai departe. Există și alții care se consideră zei. Alina Tecșor, de exemplu, capitanul unui jucător al echipei române, este o ființă de lumină din 4D. Ascult foarte mult o sferă de lumină. Am întâlnit mulți îngeri și mulți demoni în Cluj. În fiecare familie, pe aici, ai un demon și un înger care se bat și la mine, taică-mea și maică-mea. Și am văzut mulți copii care au suferit din cauza asta. Cunosc o fată blondă din Cluj, care, a căror părinți s-au bătut, s-au distrus unul pe altul și au rămas ea de izbeliște. Și pe aceea au luat-o ăștia, pentru că Alex Mălinar și o femeie din 4D, e o femeie. E o fată care s-a născut în august 2009, când am fost eu cu Laura Dan, care credeam că e sora mea, Artemis, să activăm orașul din Bucești, da, orașul de lumină. Și atunci au ieșit, mă rog, un mic scandal, eu am scăpat un bebeluș de lumină pe jos, i-am dat din nou viața din viața mea și ea are dureri la cap din cauza asta, e un pic nebun. Și au ajuns să mă conducă pe mine în 4D acum, da? Totul este simplu. Numai că șmecheria este că nu eu trebuie să ajung, ci voi. Deci voi trebuie să stați 7.000 de zile să lucrați pe gratis ce am făcut eu pentru voi, să ajungeți la nivelul Duhului Sfânt, la nivelul Iisus Hristos, nu eu, pentru că eu am mai ajuns înainte. Și este foarte ușor pentru, sau foarte ușor, este foarte greu, sufer foarte mult, dar este totuși ușor, față comparativ cu alții, să ajungi la acel nivel, da? Și mai vorbesc în mintea mea cu foarte multe femei și bărbați de lumină din 4D, 5D, care se bat ca și chiorii, sau mă rog, unii îs demoni, alții îs spirite, mă rog, fantome, că niciodată nu le văd picioare. Asta e cel mai bun semn. Povestești cu cineva la tine în creier și nu-i vezi picioarele? Asta este un semn foarte bun că respectivul este mort, că este o fantomă, da?
Întotdeauna fantomele nu au picioare. Și lipsă de lumină. Lipsă de lumină au atunci când vin așa și se fac, își fac trup de carne, atunci au. De ce întotdeauna am evitat eu să ajung în 4D, în spațiul etic? Pentru că am și etică și conștiință și spirit și lumină și natura creată de Dumnezeu, așa calitățile nou create aproape de 100%. Da, partea asta cu Duhul Sfânt, cu Iisus Hristos, reîncarnarea mea precedentă e un pic cam tricky. Întotdeauna sar peste dragon, întotdeauna sar calul și când sar calul, vin ăștia și mă omoară, da? Și, na, asta este, niciodată nu știu să aștept suficient de mult și să sufăr suficient de mult ca să trec de Duhul Sfânt și să ajung la natura nemanifestată. Deși am ajuns acolo. Pentru că am între 91 și 146 de dimensiuni, dar din cauza faptului că de foarte mult timp nu am mai activat să ajung acolo, acum au venit toți. Acum am citit pe Godlike Production, a mai venit unul din nu știu ce multivers, Balnor sau Balfour, îl cheamă, un prieten de-a meu mai vechi, na, a venit și el pe aici, în vizită. Toți îngeri au venit pe aici, 152 de miliarde de ființe inteligente pe planeta asta, mai mult ca în alte universuri. Oameni, dragoni, bacterii, adică ființe ucelare, conștiente și spirituale de Agartha și Shambhala. Dragon cu 4 care 4 și are 2 ore, 2 picioare. Ăsta, crai pisici, ăsta, Donald Trump e pisică. Ăștia, Arturianii Sky, după aceea mai avem păianjen, mai avem tot ce spunea lor. Lorin Fortuna, civilizația taranturiană dictatorială, civilizația taranturiană democratică, mai avem și insecte, adică furnici, după aceea mai e civilizația mineralelor Urantia, unde eu sunt cristal suprem, mai e civilizația plantelor Akash, acum am cerut să dea drumul la toate clonții Akashice ca să se convingă și dragonii ăștia care au istoria lor de 75.000 de ani de ce anume prostii scriu, da? Mai, sigur, și cronicile minerale, adică cristalul Snerius, cronici vechi de 800 de milioane de ani și așa mai departe, da, ok. Și mai e ființe de lumină, și mai e elementali, care sunt de foc, de apă, de pământ, de ăsta, deci de Dracula, cu de aer și de eter. Ea de eter, bineînțeles, sunt ființele de lumină, ok. Ca așa, astea sunt civilizațiile. Ființele de lumină, după aceea vine elemental, după aceea mineral Nunantia, după aceea celulele Agartha Shambhala, după aceea vin plantele, Akasha, după aceea vin insectele, adică furnicile, după aceea vin crabii, da? Nu, că înainte sunt păienjeni, după aceea vin crabii, după aceea plantele, carnivore, alea nu mai ies, da? După aceea vin pești, lir, ursul, adică delfini, balene și rechini. După aceea vin pești, reptile, adică dragoni. După aceea vin păsările, vulturienii, ăștia cu vulturcom. După aceea, de unde trebuie să iau 17 ani de la sau 25, nu mai știu exact. După aceea vin mamiferele, adică câini, cai, pisici, de fapt, cai, câini, pisici și ce, că nu mai știu. Ah, da, mai sunt și mai. Așa, și după aceea vine civilizația roboților, așa, după aceea mai avem, societate în junglă avem, da, pentru că aici se unesc, îi avem pe Dovahkiin, adică eu care sunt pe jumătate dragon, jumătate om, și mai avem civilizația asta nemuritorilor și da, și mai avem și elf și gnom și după aceea avem primitiv scavajit medievale și etică conștiință spirit lumină datură că razumesc că să nu am crezut spune 33 lucruri în total. Sigur, acum dacă e să luăm după adevăr că testul Agartha a început în 12 ianuarie 2013 și nu în aprilie și nici în martie, nici în februarie, atunci da, am făcut 31,65 de cicluri și sunt între 91 de și 146 de. Ok, bon. Dar asta nu are nicio importanță pentru voi, pentru că voi nici măcar nu ați ajuns la partea de etic, așa cum considerați că puterea cea mai importantă pentru voi, har să ardem pe rung, să spintecăm, să spânzurăm, să înecăm, să așa.
și să furăm cât mai mulți bani și să facem cea mai mare catedrală de 100 de milioane sau de fapt de 400 de milioane de euro în care poți să urinezi și să defechezi pe aur și pe argint, că așa sunt făcute buzile, adică WC-uri pe acolo. Și la fel și la Casa Poporului și să dați un miliard la serviciile secrete să ne spioneze pe toți. E, în curând o să aveți aceleași idei tâmpite vis-a-vis de etică. Și o să vă bateți între voi cu etica, după aceea o să aveți aceleași idei tâmpite vas de conștiință. Ce-i mai conștient să iei pe unul să-l bagi cu nasul în rahat, să-l pui să mânce rahat ca să-i crești conștiința în legătură cu rahatul respectiv, sau să îl duci la muzeu, să-i arăți Gioconda, de exemplu, numai că ca să-l duci la muzeu trebuie să muncești, știi? Și să câștigi niște bani ca să-l bagi cu nasul în rahat, e cu mult mai simplu. Și la fel e cu mult mai simplu și pe planetic să fii rău decât să fii bun. Da. Cât îmi spunea asta Laurențiu Marin, care are mai multe dimensiuni ca și mine, că se lăuda că Dumnezeu suprem ne-a manifestat, despre faptul că plusul e tot timpul peste minus. Și am spus, măi, tâmpitule, plusul și minusul sunt egale. Deci întotdeauna în univers, și etica bună și etica rea, și conștiința bună și conștiința, și spiritul bun și spiritul rău, și lumina bună și lumina rea, Lucifer versus ceilalți, sunt echilibru. Pentru că dacă nu ar fi în echilibru, atunci această creație s-ar distruge pe nivelurile mai sus amintite, da? Și pe ăla inferioare, bineînțeles, că dacă te apuci să distrugi creația divină, dacă eu nebunesc total și mă apuc să distrug creația divină chiar de la început, atunci tot o să fie distrus. Da. Motiv pentru care unii îmi spun că sunt așa, ca un fel de virus. Probabil că se gândesc la virus și bacteriile din Agartha și Shambhala. Dar te iubesc foarte mult, sora mea, Artemiste. Scuză-mă că am spus asta la toți. Într-adevăr, sunt foarte surescitate. M-am și rubat și de la tine și de la... Dar ideea este că eu respect pe toți, da? Și o să-i respect în continuare. Și pe ea de la Kremlin. Și că m-au întrebat spionii. Măi, au venit așa acuzator de anul nou sau la ziua mea și m-a zis, măi, Alex Mâineaș, măi, a cerut bani de la Kremlin? I-a spus, da, am cerut bani de la Kremlin, dar am cerut și de la americani, pentru și de la chinezi, și de la, da, și de la indieni, pentru că eu sunt, și de la japonezi, pentru că eu sunt imparțial ca tot lumea. Da, dacă poți trimite niște bani. Te iubesc, dragă, vă iubesc pe toți, sper că o să fie un film bun pentru TIFF, o să-l procesez în AV Studio, care mi se pare mai profesional ca și Pinnacle Studio, o să instalez un Windows 10, că Windows 7 ăsta mi se pare absolut penibil, am făcut un CV ca să aplic la un job bine plătit de 8.000 de euro pe lună. Și de viață când îl căutam în caseta aia de dialog, nu-l găseam, îl am copiat în trimpări, în download, în document, tot nu-l găseam. După aceea au început să-mi dispară ăsta icoanele de pe ăsta, de pe icoanele de pe desktop. Să se facă așa documente generale. După aceea am probleme cu SSD-ul, că ăsta spionează asupra mea și tot timpul îmi umple 30-50 de giga cu tot felul de fișiere temporare să le trimită la NSA și la Microsoft. Și eu am un SSD de 250 de giga și nu am hard disk, nu mai am hard disk acum. Și bineînțeles trebuie să-mi țin backup-ul pe hard disk, că dacă ăștia îmi taie site-urile în 27 aprilie, au intrat deja 2 milioane de oameni acolo. 35 de mii pe Virtual Democracy, 4500 pe Atlantia Online, 1500 pe Democracy Virtual sau nu știu, sau încă 15.000 de Democracy Atlanta pe forumuri, așa, pe e-world site, nu știu, numai câteva sute, na, 29 de minute, trebuie să mă încadrez în 30 de minute, vă pup pe tot. Cius. Bye, bye. Caută să te refaci. Ok.